Reprezentanții coaliției de guvernare vor merge la Strasburg să se consulte cu președintele Comisiei de la Veneția privind depășirea problemelor juridice din țară. Președintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, și ministrul Justiției, Alexandru Tănase, vor avea miercuri 5 mai o întrevedere cu președintele Comisiei de la Veneția, Gianni Buchicchio. Mihai Ghimpu a declarat la un post privat de televiziune că reprezentanții Alianței vor discuta cu Gianni Buchicchio despre cele două proiecte de modificare a articolului 78 din Constituție, cel al opoziției comuniste și cel al coaliției de guvernare. PCRM insistă ca modificarea articolului 78 din Constituție să aibă loc după dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate. Pe de altă parte, Alianța pentru Integrare Europeană ar putea desfășura un referendum cu privire la modificarea articolului 78.